Florin Negruțiu la Digi FM. Nu comentează, explică. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, alături de noi Florin Negruțiu, analist politic. Discutăm lucruri serioase. Văd că nu mai este bântuit de doamna Șoșoacă. Nu este vorba despre doamna Șoșoacă. Este vorba despre... Mircea Joană! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce s-a mai întâmplat cu Mircea Joană? Păi, domnul Mircea Joană, secretar general adjunct NATO, a fost invitat duminică seară la colega noastră de la Digi24, Liliana Ruse. Și evident că întrebarea care îi se tot adresează în perioada asta, fiind an electoral, este dacă își anunță, dacă a face în sfârșit anunț oficial în ceea ce privește candidatura la președinție. Și hai să auzim ce răspuns i-a dat colegei noastre. Este clar că sistemul nostru politic, clasa noastră politică, a rămas în urma transformărilor din societate. Aceste lucruri sunt agravate și de meterile mai vechi. Nepotism, clientelism, prea multă corupție, ăsta e adevărul în continuare. Și de aceea cred că ceea ce trebuie să spunem este că e nevoie de o refondare importantă a politicului românesc și automat a statului român. Sunt tot mai înclinat să mă gândesc tot mai serios. Am început să adun o echipă de profesioniști de top care să mă ajute în caz că mă hotărăsc să am un proiect național bine documentat, cu oameni de bună calitate de acasă și din diasporă, iar dacă va fi să iau această decizie finală pe care încă nu am luat-o, dar care sunt tot mai înclinat să ajung la o concluzie de acest gen, dacă mă inviți la emisiune, vin și o anunțăm public către popor. Dacă nu, voi decide să revin în politica românească, pentru că sunt atât de multe oferte și opțiuni pe care le am, deși sentimentul de datorie începe un pic să cântărească mult mai greu, văzând ce se întâmplă cu țara, eventual voi sta însoțindu-l pe noul secretar general în munca pe care o va începe de la 30 septembrie. Dacă e. Da. De cât de înclinat este domnul Joană să nu se dezechilibreze până la alegerile prezidențiale, și să lucreze oamenii aia degeaba, pentru că, într-adevăr, sunt niște oameni care lucrează de cel puțin o jumătate de ani, știu eu. Sunt și oameni din societatea civilă, ONG-uri, specialiști, dar și finanțatori, oameni de afaceri care s-au strâns în nucleul ăsta. Mircea Joană nu are partid, prin urmare trebuie să-și facă un vehicul electoral, un fel de societate civilă care să-l cheme la președinție. Și sunt niște oameni care lucrează la programul lui, pe care ar trebui să-l anunțe undeva la începutul verii, odată cu anunțarea candidaturii. Mircea Joană este decis să candideze de un an de zile, de pare... când își face această detentă, nu? Să sară la... Pare că amenință mai mult. Joanele, cum se numesc. Știi, da, săriturile alea așa joanele, de încălzire. Deci sopăie de un an de zile, da, da, pe da, lângă președinție. Acum îi cerem lui Mircea Joană să-și anunțe candidatura în condițiile în care nu și-au anunțat-o nici grei de la partide. Nici ei nu știu dacă vor candida. Ei nu știu pe naiba. Știu foarte bine că a venit aseară Ciolacu și a zis că e cel mai bun candidat posibil. Da, ever. Nu există unul din mai bun. Din punctul lui de vedere. Nu există unul mai bun decât el. Păi, avem și așteptări mici. Adică avem nevoie de un candidat care să știe engleză? Nu. Avem nevoie de un candidat care să aibă o meserie la bază? Nu. Avem nevoie de un candidat care să aibă relații internaționale? Nu. Noi avem nevoie de unul care nu știe de niciunele, să n-aibă servici, știi? Știți ăla, mă, Sandu Ciorbă, știți? Da. Ia de aici că n-ai servici. Deci, el este cântărețul potrivit pentru campaniile electorale. Toți ăștia, fără serviciu, sunt chemați să devină președinței României. Că, băi, tu ce știi să faci? Păi nu știu nimic. A, perfect. Te punem premier. Tu ce știi să faci? Nimic. Când ți-ai făcut școală? N-am făcut un bus. Pe cuvântul te meu. Te punem președinte. Deci toți cei care n-au reușit să-și facă o carieră sau să aibă un serviciu la viața lor, să aibă o meserie, să băgă în politică, știi? Sunt între proiecte. Dar Ciolacul ăsta pe ce se bazează când pe zice partid. Că el sunt cel mai bun candidat? Partid. E vreun sondaj care îl dă câștigător sau iese bine în vreun sondaj? De unde până? N-are nevoie de sondaje. El are partidul. Ah, și okay. Partidul e în toate cele ce sunt și cele ce mâine vor râde la soare. Joană nu are partid. Joană are limba engleză, relații internaționale și o școală făcută la timp, dar n-are partid. E, cine este mai avantajat într-o competiție electorală? Păi cel care are partid, că noi știm că partidul te duce unde vrei tu, la primărie, la
Consiliu, locomotiva, la Parlament, la Guvern, la Președinție. De ce e important partidul? Pentru că există secții de vot. De ce e important să ai observatori în secțiile de vot? Pentru că dacă n-ai observatori în secțiile de vot, te fură ăștia ca la balamuc. Deci partidul, fiecare partid parlamentar, are câte un observator care numără voturile. E important să și votăm. Eu nu spun că se, da, că e inutil să votăm, okay, dar e și mai important să numeri, să numeri corect voturile. Și o să vă amintesc ce s-a întâmplat acum 8 ani la primăria sectorului 1. Avea și USR-ul observator, știi? Când a candidat Clotilde Armand contra lui ăsta, Tudorache de la PSD. Da, și-a cu lifturile. Și-a câștigat Tudorache. De ce? Pentru că observatorii lui Clotilde Armand, fiind așa mai tineri și neliniștiți, au avut un concert, știi? Și pe la 8 au plecat toți din secții. Wow. Și-au lăsat, cum zice doamna Clotilde Armand, secțiile goale. Yeah. Au rămas secțiile goale, au plecat la concert și a ieșit Tudorache. Wow, să sperăm că... Deci, Joana de aia are nevoie de partid, ca să aibă observator în secțiile de votare. Da, dar nu putem să facem niște concerte și pentru oștelalți la care să plece, să-l punem pe Sandu Ciorbă, Salam. Voi de ce nu-l chemați? Pentru că e sezon electoral și vă garantez eu că omul ăsta are ceva de spus. Să vedem, ei antamează sub Carpați, să zicem, pentru ăștia, da, pentru seriști. Sub Carpați, pentru zona asta de alurile transilvane. Exact. Da, de... Și noi angajăm Salam cu Sandu Ciorbă, ca să plece toți, adică din secțiile de votare, nu doar cei de la USR, să plece și PSD. Tu îți faci o platformă acum, tu vrei să candidezi la independent. Ceva. Independent. Da. Cu Salam și Sandu Ciorbă... Cred că... Ai ceva tracțiune. E ceva. Ar fi ceva pe acolo. Ai ceva șanse. Pe piedone îl bați. Deci ai șanse, da? Deci ai ceva. Măcar am o strategie. Florin Negruțiu, elegant de enervant.